Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bine ați revenit la Mind Architect Power by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu este Paul Olteanu, realizatorul celui mai important podcast din România și cel mai ascultat, Mind Architect. Vreme de un sezon întreg aici la Europa FM. Am încercat să stabilim cum funcționează creierul nostru, ce să așteptăm de la relațiile noastre, cum să le echilibrăm, cum să scăpăm de dependențe, dar am spus și ce ne face fericiți. Astăzi așteptăm Crăciunul. Și avem așteptări mari că o să că fie la toată vorba. Bine. <laughs> da. uh, Hai să dau un pic de dopamină, vrei? Ia! Yeah. Yeah. <laughs> da! Uh, să vină da. dopamina! Astea le au doar cei care sunt la, la radio. Uh, ba nu, cred că le au și cei care sunt pe Facebook. Uh, trebuia să dăm mai des dopamina. Din asta le-am descoperit uh, târziu. Oameni buni, despre așteptări, nu? Hai să spunem da. chiar de la chestiunea asta. Toată lumea se așteaptă ca în următoarele zile să fie frumos. Sau să, să ningă, sau să. Sau, Mă rog, da, da sau nu știu. Sau... Eu mi-am dorit foarte mult conversația asta despre așteptări și mă bucur că o purtăm. Așteptările sunt probabil că cea mai mare sursă de nefericire pe care o trăim, din următorul punct de vedere. Noi am vorbit încă din episodul 2, când am povestit despre filtre, că în felul în care noi percepem realitatea, propriile credințe convingeri, sistem de valori, educație, cultură, deci viața noastră interioară, ce e deja stocat în creierul nostru, contează de 10 ori mai mult decât ce se întâmplă în exterior. Să nu ai ce mânca dacă faci rost de o bucată de pâine, o să te facă foarte fericit, o să elibereze multă dopamină în creier. Dacă trăiești vremuri prospere în care pâinea era mâncarea săracului, pâinea o să te nemulțumească, s-ar putea chiar să te jignească, să-ți da, ce facem, dai pâine cu Ce vreau să vedem din exemplu ăsta este că ce ne face fericiți, adică eliberează dopamină versus ce ne face nefericiți, adică eliberează cortizol, nu are legătură efectiv cu alimentul în sine. Are legătură cu cum mă poziționez eu în relație cu alimentul ăsta. Sau cu orice altceva. Absolut orice altceva. profesionale, bunuri pe care ți le cumperi. Relații de cuplu și așa mai departe. De pildă. Dacă eu cresc într-o cultură în care mă gândesc acum la serialul totul despre sex, în care mie mi se pare că relațiile, dacă mi-au modelul despre relații bărbați femei din serialul ăla, domne, dacă nu este și frumos și deștept, și bogat, și fermecător, și uh, mă iubește doar pe mine și să dă peste cap și mă lasă să-l transform. Și asta e valabil și la genul feminin, putem să întoarcem. Perfect exemplu, ăsta și acolo și informez așteptările despre relații din astfel de filme sau din astfel de conținut media. Când eu întâlnesc orice bărbat care nu se ridică la nivelul așteptărilor lor, eu o să resimt lipsă de atracție, dezinteres și uh, frustrare, nu pentru că omul din fața mea nu e ok, ci pentru că creierul meu a setat alt barem pentru asta. Și acum cu social media. -ul. Cu expunerea la tot felul de conținut median, noi și trăim într-o lume care setează așteptări foarte interesant și iară dau exemplu. Foarte asta. sus. Sus și nerealist. Pentru că, uite, mie îmi vine minte tot exemplul din serialul ăsta, care l-am -am revăzut de curând dar cu totul alți ochi. Dacă te uiți la povestea personajului principal din serialul ăsta era o autoare care scria un articol la un singur ziar care. Trăia în Manhattan, într-un cartier nu rău famat, într-un apartament, cred că cu două camere, cu salariu din a scrie un articol la ziar, ceea ce nu este realist. Sunt oameni care trebuie să aibă două joburi să reușească să-și permită chiria aia sau hmm. stilul ăla de viață. Și ideea e că noi consumăm conținut media care ne instalează așteptări, și nu doar conținut media, consumăm experiențe de viață care ne setează așteptările în anumiți parametri. Și, dragul meu, e o mare diferență psihologică între a avea o dorință versus a avea o așteptare. Eu pot să-mi doresc ca partenera mea de viață să fie și frumoasă și deșteaptă și de vremea acasă și să mă placă doar pe mine și X și Y și Z, fără ca asta să fie o așteptare. Adică cum? Adică, Aici. dorința presupune că mă bucur când și dacă se întâmplă, așteptarea presupune că sufăr când nu se întâmplă. Iar asta face toată diferența din lume. Păi și cum setăm noi lucrul acesta? Că diferența asta care apare între dorință și așteptare cea este mai sigură cheia echilibrului. De fapt. Și cea mai sigură metodă, și e numai bine că suntem în pragul sărbătorilor când purtăm conversația asta, este să practici recunoștință pentru ce ai, lucru pe care cei mai mulți dintre noi nu-l facem, respectiv să ne antrenăm mintea ca în fiecare zi înainte să ne culcăm, să mulțumim cui vrem noi, lui Dumnezeu, Stelelor, astrelor, nouă, înși, nu, nu contează. Pentru ce a mers bine în viața noastră și să nu luăm, cum e vorba, for granted, să nu luăm drept de bune lucrurile de care avem parte. Serios? Asta e o chestie care chiar funcționează? Nu numai că, funcțion adică numai că funcționează. Te așezi seara în pat și spui. Uh... Și spui să mulțumesc lui Dumnezeu sau mulțumesc că sunt sănătos. Mulțumesc că am avut succes anul ăsta. Mulțumesc că am o relație cu un partener de viață care mă înțelege și care mă atrage și așa mai departe. De ce? Pentru că neurobiologia noastră se modifică în funcție de pe ce ne focalizăm atenția. Dacă, de exemplu, tu acum îți focalizezi atenția pe o vacanță în care te-ai simți minunat, ți se schimbă starea de spirit. Ți se schimbă hormonii din corp. Dacă îți focalizezi atenția pe un moment când ai fost umilit, ți se schimbă hormonii din corp. Dacă eu în fiecare zi mă mi antrenez mintea să vadă ce a mers bine în viața mea și să se bucure de lucruri pe care poate nu le mai conștientizez, că aici e de fapt chestia. Creierul nostru operează cu un principiu care se cheamă adaptare hedonică. Adică, dacă pot să mănânc în fiecare zi la restaurant și o fac, de la un punct încolo mâncatul la restaurant nu mai devine o bucurie, un privilegiu, o plăcere, devine normalitate. Și când nu mai mănânc la restaurant, când nu mai comand chestia aia, încep să simt disconfort și frustrare. Ău, trebuie să spăl vasele. Mm. Dacă pot să-mi permit să am, de exemplu, nu știu, cola. Uite, gândește-te numai la asta. Înainte de 89, dacă aveai Pepsi sau cola, era sărbătoare. Acum, da. pentru mulți dintre noi, e normal. Normal înseamnă mă aștept să fie cola în casă. Sau Pepsi, sau habar sau bere, sau... Momentul în care am început să simțim că ceva e normal, e momentul în care suntem predispuși la multă nefericire. Pentru că, cum am vorbit încă din episodul 2, nimic nu e normal, nimic nu e de bun simț, nimic nu e de la sine înțeles, oricând ceva ce aștepți poate să dispară. Stoicii aveau uh, filozofia asta, că e foarte sănătos să te bucuri de ce apare bun în viața ta, dar să nu te obișnuiești cu ce e bun în viața ta. Ok. Adică, asta, da. e, asta e cam greu, nu? Adică. Noi visăm ca bunul ăsta să fie permanent. Nu da. pentru asta ne antrenăm, pentru asta muncim, da. pentru asta ne da. facem relații. Dar diferența majoră este dacă eu mă aștept ca în fiecare an să primesc, de exemplu, de Crăciun cadouri de valoarea nu știu care, versus mă bucur în anul în care am primit cadou ceva deosebit. Și în restul anilor sunt recunoscător că am primit totuși ceva. Sunt recunoscător că de Crăciunul ăsta am fost sănătos. Sunt, recunosc că de Crăciun, sunt recunoscător că de Crăciunul ăsta am putut să petrec timp cu familia, că iară dau uh, etalonul ăsta. An de zeci de ani să ne vedem de Crăciun cu rudele, îmi se părea normal. Era o așteptare. Când a venit pandemia, am descoperit că nu e normal e ceva de care ne bucuram, e ceva rar, e ceva deosebit, e ceva ce n-am mai putut să facem un an. Păi, dacă te-ai uitat la oameni la plajă după 2 ani de pandemie, când au scăpat prima dată la mare, nu mai erau plictisiți și blazați, aoleu, uite aici, a expirat, e plin, eu mă duc nu știu unde. Erau veseli că au găsit loc oriunde. Și eu ce vreau să spun e că nu trebuie să așteptăm să existe pandemii, dezastre naturale sau tot felul de alte probleme care să ne aducă aminte cât bine e în viața noastră e un exercițiu pe care îl putem face mental până când ne devine obicei iar asta palpabil îți crește nivelul de fericire percepută să-mi da. dau seama, atât doar un exemplu mai vreau să dau, eu nu mi-am dorit niciodată să fac flotări cât mi-am dorit când mi-am rupt clavicula în șase luni când n-am putut să-mi folosesc mâna stângă ca lumea bă aveam un chef să fac flotări m-a ținut entuziasmul vreo lună după, după care iar a început să nu mai convine n-am chef să fac asta iar așteptările sunt o mare sursă de nefericire, și de multe ori poți să operezi cu așteptări care nici măcar nu sunt ale tale. De pildă, noi în România. Adică cum se întâmplă asta? Adică, suntem 93% proprietari. Suntem țara cu cei mai mulți proprietari de pe fața pământului. Dacă eu cresc în cultura noastră în care mi se pare normal să dețin o casă, Corect. Eu cum dau de primul salariu? fac credit pentru 95% din valoarea apartamentului, 5% i-am strâns eu, că mi se pare normal să dețin o casă și îmi cumpăr o casă pe care mi-o permit la vârsta aia pe care urmează să o plătesc 30 de ani. Și o mașină performantă. De ultimul de ce? Că există așteptarea să te prezinți așa în societate. Important e să nu să nu operăm deloc cu ele, ci să investigăm care ne sunt așteptările și care ne sunt dorințele. Pentru mine, de pildă, să am, uh, nu știu, un anume tip de vacanță sau un anume tip de partener de viață, e o dorință care îmi dă bucurie când se întâmplă sau e o așteptare pe care, când nu am satisfăcută, sufer. Pentru că cu cât ai mai multe așteptări, cu atât sunt mai multe surse de suferință. Și, bun, cum că ne-ai dat de lucru acum. Adică tu ne Sper. propui un exercițiu. <laughs> da. A, asta e. Și, uh, cum să zic, chiar putem să-l facem, nu e obositor să controlez tot Depinde timpul chestiunea asta? cât și cum, cum, încep cu el, pentru că uite, eu mi-aduc aminte când eram copil, ăsta e un exemplu simplu, dar care ilustrează cumva ideea. Erau monezi din astea de 50 de bani sau nu știu cât erau atunci și știu că odată am luat o monedă din asta care eu percepeam că e o sumă mică și am aruncat-o prin casă sau așa ceva. Și taică mi-a avut o intervenție foarte interesantă atunci când eu aveam și creierul foarte plastic și uh, maleabil și a zis nu e ok ce ai făcut pentru că vărul tău s-ar fi străduit o săptămână să obțină moneda asta. Făcând trimitere la un verișor de e care avea o situație financiară mai prostă. Băi, m-a afectat, m-a atins atât de tare chestia asta pentru că Chiar și cu mintea mea de copil, eu mi-am dat seama că am ajuns să nu mai valorizez ceva ce are valoare, doar pentru că mi-e disponibil tot timpul. Și am avut mai multe iterații din astea în parcursul vieții. M-am obișnuit cu a merge tot timpul cu mașina și mi s-a stricat mașina. Mamă ce mult mi-a plăcut mașina mea când am putut să beneficiez iar de ea după o săptămână de pauză. Am rămas fără permis de două ori. Mi se părea normal să pot să mă urc în mașină oricând vreau să mă deplasez unde vreau. Mamă ce mi-a plăcut să conduc după luna aia de pauză. Ăsta e un exercițiu care poate fi făcut conștient și dacă trăim nefericire, dacă, de exemplu, trăim sentimentul ăsta că parcă tot în jur e gri și negru, merită să vedem cât din negreala asta vine efectiv din realitate și cât vine din așteptările noastre. Cât vine din faptul că mie mi se părea normal până în punctul ăsta al istoriei democratice a României să fim nu știu unde. Și cât vine din faptul că, bă, literalmente, incapacitatea noastră de a fi ajuns acolo mie îmi face viața un, calma, un calvar. E interesant dacă reflectăm oricare dintre noi că de cele mai multe ori versiunea noastră curentă e visul unei versiuni anterioare a noastră. Eu am avut conștientizarea asta când am împlinit 30 de ani, mi-am dat seama că viața mea de la 30 de ani era ce aș fi visat să trăiesc la 20. La 30 nu mi se mai părea așa deosebit, mi se părea altceva, e mai frumos, trebuie să mai fac aia, trebuie să mai dreg aia, trebuie să mai câștiga aia, trebuie să fac aia. Iar ăsta e un exercițiu mental, pentru că sunt două opțiuni ori stai în cursa de șoareci, știi, rat race-ul, care te predispune mai mult, mai mult, adaptarea aia hedonică, creierul care cere mereu dopamină, ori înveți să-ți dai seama, bă, de la ce punct încolo eu am ajuns să trăiesc pe pilot automat în virtutea unor așteptări fie ale mele, fie moștenite și, de fapt, o mare parte din ce fac eu în fiecare zi, o mare parte din cum mă simt în fiecare zi, e diferența între realitate și așteptări. Paul Olteanu, mulțumesc pentru acest sezon, pentru Cel mai mare, această trec. incursiune în mintea noastră. Sper că ați învățat sau v-a folosit tuturor această călătorie pe care am făcut-o. Lăsăm ceva în urma noastră după acest sezon, adică episoadele de pe Facebook-ul Europa FM și de pe europafm.ro. Lăsăm neuroștiința la clasă tot timpul acolo pentru profesorii și părinții care vor să folosească genul ăsta de Și nu avem așteptarea informații. să o folosească, dar avem dorința să șeruiască da. adresa asta. Dacă vi s-au părut conversațiile astea utile, dragilor, ne-am bucurat din suflet să informați profesorii copiilor voștri că genul ăsta de cunoaștere poate să ajungă la copii încă din clasa a treia. Neuroștiința la clasă adresează publicul de la clasa 3 până la facultate și dacă considerați că țara asta ar fi un loc mai bun dacă oamenii ar ști asta încă din clasa 3 și ar putea să se împrietenească cu genul ăsta de noțiuni, noi simțim că am făcut un lucru bun care ne-a dat un pic de dopamină. Vă mulțumim și vă dorim sărbători minunate! Mulțumesc încă o dată! Spor la treabă tuturor! Mind Architect Powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.